Am putea spune mai corect, nu visurile, că visul este o dorință abandonată, dacă avansezi cu încredere în direcția dorințelor tale. Dar voi știți că dorința este, viața dorinței este, trebuie să fie maximum de scurtă. Țineți minte? Dacă ai o dorință pe care o ții în cap mult, înseamnă că tu te pregătești să o abandonezi. Dar încă n-ai găsit toate scuzele ca să o poți abandona. Dorința trebuie să aibă viață scurtă. O a apărut, ai văzut-o, ți-a plăcut ideea, ți-a plăcut realizarea ei, cum o să fii tu când dorința ta va fi realizată și dorința a murit. Ai omorât-o. Treci la acte volutive, conștiente, folosind orice pretext, om, situație, context, care te poate pe tine ajuta să faci măcar un pas mai aproape de, de împlinirea dorinței tale. Ați înțeles? În trecut asta era cunoscut foarte bine și transmis de strămoșii noștri, acei care construiau piramide, care foloseau surse alternative de lumină, de energie pe care noi astăzi nici nu le înțelegem, acei care erau banali, nu aveau telefoane, nici calculatoare, niște primitivi, acei din evul mediu, care nu fost niciodată niciun fel de evul mediu și niciun fel de era de piatră și niciun fel de era bronzului sau nu știu ce acolo, a fierului, altul. Așa? Acei oameni numeau această artă, arta tragerii cu arcul.